șansă. Ia-mă, te rog! Te rog, nu mergi în tianul! Nu vreau șansă! Nu vreau șansă! Insistă! Ce te plângi, bă? Cine este pentru viața buzim? Am venit aici cu zero așteptări. Iar ridicați-vă picioare. A fost primul meu bootcamp. 14 pentru prima dată. Da? Este a treia experiență pentru mine. Dragilor, la mine este al patrulea bootcamp. În acest bootcamp avem cel mai mare număr de oameni. Total 40. Chiar dacă nu ne-am cunoscut toți între noi, suntem cumva cam pe același vibe. Suntem o gașcă de oameni faini, nebuni, inteligenți, creativi. În continuare observ că Q-Filul strânge și adună împreună niște oameni extraordinari. Mi-a plăcut foarte mult organizarea. Coordonarea pe care am avut-o. Amalgamă așa de jocuri, creativitate. A fost ninja, mafia, jocuri cu care să participe toată lumea. Foarte intens, foarte mișto, foarte provocator. Am putut să ne dăm seama cum lucrăm când suntem conjurați de alți oameni. Ne-am folosit de inteligența colectivă foarte bine. Bravo, bravo! Q-Fil este locul unde poți alege să fii tu, să te descoperi tu, doar să-ți dai voie. Nu m-am gândit cum sunt văzută, dacă sunt plăcută, dacă nu sunt plăcută. Am trăit efectiv clipa. Să ne jucăm, să ne distrăm, să râdem. Pentru că acasă nu mă joc la fel de des cât aș avea ocazia să mă joc aici. Nu ai vorbea pe niște o doamnă, ne explică. Tu nu era ca un goblin, nu mai ce... Păi și băgați stângând ce găsiți în gaură, e treaba mea, că-s noi calmi, da? Pentru mine, un astfel de bootcamp este ca o amintire a copilăriei mele. Eu m-am simțit, nu știu, ca la liceu, ca la adolescență. A fost cea mai tare tabără în care am fost vreodată. E super mișto, este una dintre experiențele vieții mele. Aș fi vrut foarte tare să fie mai multe zile, a trecut prea rapid. Cu ce plec eu de aici? Nu ai cum să pleci din bootcamp fără să descoperi ceva despre tine. Să mai lipești o bucățică în puzzle-ul ăla care te alcătuiește. Eu după această experiență nu sunt credincios, dar mă voi duce să mă spovedesc. A fost foarte gravă treaba. Ați scos escorta din mine ca și personaj. Am fost primul care s-a înscris la bootcamp-ul ăsta, la bootcamp-ul următor, da, știe cineva, în septembrie, pe la început. Am pus deja în calendar. Mai vin, dacă mă mai lasă șeful.